CSM Deva, singura echipă fără puncte din Liga Florilor, va întâlni pe teren propriu, în etapa 20-a, pe Dunărea Brăila. Lanterna Roșie, din primul eșalon valoric al handbalului feminin românesc, va întâlni o echipă cu multe jucătoare străine în lot, dar speră să obțină primele puncte din acest campionat în fața Brăilei, ocupanta celei de-a 8-a poziție în clasament. Vine meciul cu Brăila, de fapt vine meciul cu Naționala Braziliei, că acolo sunt vreo 7 jucătoare de Naționala Braziliei, mai sunt de Croația, e o multinațională. Eu sper să facem un joc bun, după cum în ultima perioadă am jucat altceva. Nu știu, dacă putem, facem și o surpriză, nu e nimic exclus, doar totul ține de atitudinea jucătoarelor. Dacă ele vor avea o altă atitudine și vor înțelege că până la urmă trebuie să facă și puncte, va fi un rezultat surprinzător, zic eu. Asta în ideea în care toată lumea zice, jucăm cu Deva, nu se mobilizează la maxim pentru că ei consideră că punctele sunt ca și luate. Partida dintre CSM Deva și Dunărea Brăila se va disputa sâmbătă 2 aprilie de la ora 18 la sala sporturilor din municipiul reședință de județ, intrarea publicului la meci fiind liberă.